În ultima lună din an, în orașul Zein vor avea loc mai multe manifestări, unele legate de sărbătorile de iarnă, altele de Ziua Națională a României. De altfel, acestea din urmă sunt primele care vor fi organizate chiar duminică. Să aibă loc o slujbă, un tedeum, un scurt tedeum, după care vom depune coroane și vom pleca împreună cu toții, cu preoții care vor veni la monument și cu lumea care o să fie la monument, la Casa de Cultură, unde elevii Liceului Tehnologic Agricol Alexiu Berinde vor susține un spectacol dedicat zilei de 1 decembrie de cântece și poezii patriotice. În 7 decembrie, la Casa de Cultură din Sein va avea loc un concert de colinde susținut de Fuego. Cunoscutul interpret nu a cântat niciodată în localitatea maramureșană și a fost cerut de public. În 15 decembrie, de la ora 18, este programat tradiționalul concert de colinde la care participă toate cultele religioase din oraș. Îi aștept la unitate, îi aștept la bucurie, îi aștept la voie, să ne unim cu toții și să fim mai buni, pentru că este postul Crăciunului și totdeauna, măcar acum, în postul, să ne gândim mai mult la unitate și mai mult la bunătate. În perspectivă, administrația locală ia în considerare și varianta organizării unui eveniment la noaptea dintre anii 2020 și 2021, la care să participe o parte importantă a comunității.